aveți câteva pagini în care descrieți ceea ce numiți omul nou, parvenitul, semibarbarul, arivistul, semi-urbanizat, cu care cu toții ne-am întâlnit pe Facebook în mod direct. Ce a făcut Facebook-ul pentru acest om nou? L-a legitimat, i-a potențat apariția în public? Cum s-a întâmplat asta? Acum, n-ar trebui să fugărim pe stradă omul nou. Omul nou e în noi. Cei care am făcut școală sub comunism, am fost mai mult sau mai puțin deformați de comunism. Omul nou este și românul care nu s-a putut apăra prin reacții critice. Nici atunci, nici mai târziu, n-a înțeles foarte bine de ce e lipsit, ce îi se impune, ce efecte va avea propaganda și ideologia comunistă asupra spiritului său și, până la urmă, e acest experiment sociopolitic de laborator totalitar care se plimbă viu și oarecum nevătămat prin societatea românească, chiar și după 25 de ani. Mai mult, în comunism, poporul, sub toate expresiile sale, era cu călușul în gură, cum toată lumea vorbește, un vacarm generalizat. Și cred că trebuie să extragem din noi înșine rezidurile omului nou, să ne detoxificăm și să revenim la o psihologie socială, un comportament de europeni. Asta e, cred, imperativul etapei. Dar Facebook îl face mai vizibil? Da. Îl face, pentru că pe Facebook e democrație virtuală, egalitate virtuală. Sigur, nici acolo n-am putut scăpa de elitism, pentru că sau de privilegii. Pentru că vedetele, personalitățile, oamenii care au deja celebritate când vin pe Facebook, au și un număr mult mai mare de like-uri. 90% dintre utilizatori nu sunt oameni celebri și atunci vorbesc ca într-un borcanel pentru ei și câțiva prieteni. În schimb, liderii de opinie din viața socială, politică, reală, migrează pe Facebook și instalează și acolo același tip de ierarhie, de distanță. Însă ce e nou e că, într-adevăr, grație acestor noi tehnologii și a rețelei, a societății virtuale, oricine capătă un chip fals, adevărat, înfrumusețat sau nu, dar oricum poți găsi pe cineva. Am devenit ținte reciproce, ne putem găsi oricând, identifica și asta ne scoate în permanență din anonimatul nostru natural și ne obligă să reinventăm viața socială, pentru că veți observa că e o permanentă, cum se spune pe franțuzește, mise en abîme, adică e un telescopaj. În permanență noi doi vorbim și probabil că am să vă rog să facem o poză a conversației noastre pentru a o urca pe Facebook cu titlul de teasing, nu? De atragere a celor care vor urmări dialogul nostru. Insistați în carte pe corelația, pe legătura între libertate și creștinism, ori pe Facebook majoritatea oamenilor asociază creștinismul cu fie cu moralitatea restrictivă, fie cu dogma, fie cu inchiziția, cu o morală negativă. Vorbiți-mi despre această corelație dintre creștinism și libertate, că da. Cred că în contextul actual ar fi foarte folositor pentru... Creștinismul e libertate, în primul rând. Libertatea persoanei de a alege, de a-și cultiva discernământul spre binele propriu și spre binele semenilor săi. Imaginea aceasta a creștinismului pușcărie e de secol XIX și a fost fabricată de
pozitivism, de mișcările revoluționare, anarhiste, socialiste, de secolul XIX, care urau biserica, urau tradiția creștină, au încercat să o înlocuiască cu, chiar cu o religie a rațiunii, nu cu bonetă frigiană, cum era în Revoluția franceză. Și noroc că încet, încet am scăpat de asta, pentru că din anticreștinism au ieșit nazismul și comunismul, de care cred că omul european cel puțin e sătul. De aceea trebuie cumva să regăsim inclusiv această dimensiune a creștinismului ca libertate, chemare către maturizarea omului în relația cu Dumnezeu și să nu mai operăm cu aceste falsuri istorice, pentru că, de pildă, tot Evul Mediu, care a fost extrem de glumeț și de libertin pe alocuri, e privit prin lentila asta sumbră, ca și cum Inchiziția ar fi medievală. Nu, Inchiziția apare după ce, tehnic, Evul Mediu se încheie. La fel, niciodată n-am avut un tribunal spiritual în creștinismul răsăritean, din care totuși facem parte, în lumea ortodoxă, bizantină. Deci, numai cultivarea omului, adică educarea lui în valori autentice și, mă rog, revenirea lui la izvoare, ne vor permite, sau îi vor permite acestui om să înțeleagă și creștinismul și tradiția lui ca pe o formă, ca pe o șansă, nu ca pe o constrângere. Ce s-a întâmplat cu intelectualii în politică din 2012 până acum? Astăzi sunt mult mai puțini decât erau. Astăzi au fost lichidați în totalitate, aș spune. Adică, practic, sistemul a rejectat intelectualii publici care au dorit să facă ceva pentru România și să intre în politica partizană. E și vina intelectualilor și vina sistemului care, iată, în partidele politice nu acceptă noirea, vechile ierarhii osificate sunt de neclintit. Și cred că nu e bine, dar în același timp am avut, cel puțin generația mea, tras niște concluzii. Trebuie să te ocupi de cele ale spiritului, de cultură, de educație, de propagarea valorilor. Cred că ai mai mult succes decât dacă te bați cu oamenii noștri politici tradiționali, ca să zic așa, care, mă rog, exprimă prin moravurile lor, prin obiceiurile lor, o lume oarecum depășită, încă în priză, n-a schimbat-o nimeni cu altceva. Cred însă că un popor are nevoie și de elita lui intelectuală, inclusiv în politică. Dacă ne uităm în, să facem spectrograma parlamentelor europene, poate chiar și a Parlamentului European, vedem că toate categoriile socioprofesionale sunt corespunzător ilustrate în politică, deci printre aleși. La noi e ca și cum n-ar exista clasa intelectuală, ca și cum n-ar exista categoria profesioniștilor de vârf. Ori ei trebuie să fie cumva recuperați în politică. Poate că după purgația la care asistăm de mai mult timp, o să se disponibilizeze suficient spațiu ca alți intelectuali publici, eu unul nu mai am dispoziție pentru așa ceva, să facă pasul în politică, să reinventeze politica, să îi ajute pe români să creadă din nou în instituții și în democrație, pentru că e orizontul pentru care ne-am luptat și noi. Poate o să-i pună din nou la butonieră, adică o să-și aleagă câte un intelectual care să fie... Da, însă vedeți, experiența noastră a fost eșecul generației mele de intelectuali publici implicați politic, a fost atât de comentat, încât cred că va servi drept lecție pentru multă vreme, adică sunt convins că cei care se profilează ca figuri de intelectuali publici și sunt ceva mai tineri ca noi, vor fi foarte precauți, nu se vor lăsa instrumentalizați, folosiți, puși la butonieră, cum spuneți, deci vor negocia mai din timp propriul rol într-o organizație politică sau alta.